Ziua! Eu sunt administratorul blocului. Am venit să... Vă rog să mă scuzați. Nu mă uit, dar nici nu plec. Uitați care e chestiunea. V-am invitat de mai multe ori telefonic și chiar înscris să participați la acțiunea de curățire a zăfezii din jurul blocului. De ce vă eschivați? De ce vă eschivați? Sunteți casnică și aveți tot timpul liber, să știți. Aveți timp liber, nu-i așa? De ce să muncească alții pentru dumneavoastră? Asta este o sfidare la adresa celorlalți locatari. Este o lipsă de... Este o... Este o obligație, nu-i așa, din partea mea, ca să vin să vă anunț, să vă spun fița amabilă și luați o lopățică ca să... Sigur că dumneavoastră aveți alte preocupări, chiar dacă sunteți casnică, profitați altfel de timpul liber, mai o muzică, mai o carte, mai... Da. Vecinii spun că jucați pietre, știți, toată ziua și eu nu știu ce să le răspund, știți? Eu știu ce să le răspund, că dumneavoastră sunteți o intelectuală, o femeie delicată care are nevoie de un moment de relaxare sau chiar de mai multe, nu? E o barbarie să cere acestor mânuțe delicate să... Acestor piciorușe sunt bocanci, în zăpadă, când în casă e așa de bine, așa de cald, nu? O veioză, două păhăruțe cu lichior, o muzică, așa, zăzăcen-cen, ba-ba-ba-ba-ba, tu-tu-tu-cen-cen, zăzăcen-cen-cen. Și mie, să știți că mie îmi place foarte tare tinerețea, că și eu sunt încă foarte tânăr, mă rog, nu chiar așa de... Dar totuși, știți, sunt prezentabil, sunt simpatic, sunt... Știu eu, ce fațadă, ce zăpadă, ce... Păi dacă mă îndrăznește vreodată cineva să vă spună ceva, să veniți să-mi spuneți mie, să-mi spuneți mie, că știu eu ce cald s-a făcut aici și ce bine e. Ar fi și păcat să ieșim afară, nu? Să... E un fel de love. Un love story, așa, o... La 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 la. Să-i spui să vie la curățat zăpadă! Că almitele îi cere evacuare! Ce, ea nu poate să înțeleagă cu frumos? Și mi-a dat... Cum de-ai crescut în halul ăsta în ultimul timp?